Ăsta e pătaluz acolo căzut dinamitarea noastră. Deci ăsta e venit jos. Deci nu. Da. Deci da. Ăla de acolo. Da. E dinamitat de noi de acolo și a venit acolo. Și a rămas acolo. A rămas pătaluz. Deci el nu e prins, nu e nimic. Ați mai trecut pe aici? Acum câțiva ani. Și cum era? Era mai ok. Acum na, nu știu cum o fi mai în față. Da, aici e perioada, mai, porțiunea asta mai proastă. Dar nu vă temeți totuși și dita mai mașină? Nu. Pentru că am experiență. Mulțumesc frumos. Spuneți-mi, treceți des pe drumul ăsta? Cam 3-4 ori pe zi. Da, și de mult se lucrează aici? Păi, au ceva vreme. Dar ce se întâmplă de fapt în zona asta? Păi pică dealul de acolo, deci toate piatra aia pică jos aici, alunecări, eu știu ceva, zice că după moțul ăla acolo e ceva vă groapă, eu știu, ar tendința să plece în jos dealul. Bine, da. În partea asta de aici. Da. Nu vă e teamă să treceți pe aici? Am învățat. Am lucrat prin cariere, prin piatră, deci cu utilaje și sunt învățat, deci n-ar fi, dar totuși e periculos. Mulțumesc frumos!
salut! Cam de câte ori treceți pe zi prin zonă? O dată la 3 luni. Oh, deci mai rar. Foarte rar, numai când avem treabă încolo. Am înțeles. Da. Spuneți-mi, e de mult drum așa în situația asta? Se lucrează de mult? Păi este, nici nu mai știu de cât e. Acum la realizarea unui proiect pe care am înțeles. Nu vă temeți? Nu ne teme de nimic și de nimeni. Numai de Dumnezeu. Să fiți capul meu.